scandal la Palatul Cotroceni. Ce i s-a întâmplat primarului Gabriela Firea? Ori a fost o bâlbâie al inuatiut, ori a fost o intenție să fiu izolat. Gabriela Firea a fost la Palatul Cotroceni, la recepția organizată de administrația prezidențială de Ziua Europei. Însă, la ceremonie a fost un mare scandal. Primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a fost scoas din zona destinată membrilor guvernului, unde era alături de celelalte femei ministru, imutat în zona destinată fotilor preedinii ai României. Firea a spus, la Antena 3, ce a ajuns în zona în care i s-a recomandat a constatat ce, deși toată lumea avea un bileel cu numele său trecut, ea nu avea ceva. Primarul spune ce sunt două variante, ori a fost o gafă, fere ca președintele Klaus Iohannis să fie, ori a fost ceva intenționat. Am plecat de la Parlament împreună cu președintele partidului, cu doamna prim-ministru, cu ministri, cu domnii primari de sectoare, cu secretar de stat, europarlamentar, parlamentar, am fost în mai multe microbuze, am ajuns la Palatul Cotroceni, am coborât din mașini, ne-am îndreptat pe alee C3, zona centrală a Palatului Cotroceni, unde era amenajat evenimentul de Ziua Europei. Erau mai multe domnioarei domni de la protocol de la Palatul Cotroceni care ne indica unde ne este locul în funcție de instituția pe care o reprezentam și de poziția în statul român. La un moment dat, o domnioară a insistat foarte mult să nu rămân lângă doamna prim-ministru pentru ce, în acea zonă sunt doar ministri. Doamnele ministru Carmen Dan, Lia Olgoa Vasilescu, Sorina Pintea au insistat să rămân lângă domniilor lor, pentru ce doamna prim-ministru a insistat să rămân în acea zonă fiindcă sunt al doilea om ca număr de voturi din ar, reprezint capitala României și pot să rămân în zona guvernamentală fără a impieta imaginea guvernului, ci dimpotrivă. Au venit din nou cavalerul domnoara de la Cotroceni, insistând să mă deplasez din acea zonă și să merg în cealaltă parte decât zona guvernamentală, spunându-mi ce voi fi tot în primul rând, în acea zonă fiind de fi instituțiilor centrale și ce acolo trebuie să stau. Pentru a nu crea o dispută, un dialog care nu i avea locul, am plecat. De mi se părea ilogic, pentru ce nu deranjam pe nimeni. Când am ajuns, erau mai multe bileele care erau aezate în acea zonă. Numele meu nu l-am regăsit în zona indicată de protocolul Palatului Cotroceni și practic nu am știut unde se mă aez. Am salutat personalitățile de fai, am rămas lângă soia domnului consilier de stat prior, pentru ce a început ceremonia, m-a surprins ceremonia în acel loc. Mă simt indus în eroare, pentru ce am fost forțat să plec de lângă colegele mele din guvern în zona efilor de institui, unde toți ceilalți aveau bileele, iar eu nu aveam acel bileel cu nume și prenume. Acestea au fost faptele, nu-mi dau seama dacă a fost o intenție. Domnul președinte a salutat câteva persoane din zona în care mă aflam eu. A fost o doamnă îmbrăcată în rou care s-a aezat în dreptul domnul consilier prior cumva indicând ce acolo trebuie să se oprească președintele, iar eu eram după soia domnului prior.
există două posibilități, a fost o bâlbâie la protocolului, domnul președinte nu a știut de aceste lucruri și nu a observat, a doua ce a fost o intenție să fiu izolat, să nu fiu nici lângă colegele mele din guvern, să fiu marginalizat în rândul efilor de institui, astfel încât să nu avem ocazia să deme mâna. A fost bizar, protocolul m-a vizat. Nu m-au lăsat nici să stau în rândul 2, lângă colegele mele. Nu fac un cap de dar, m-am simțit foarte bine, îi mulțumesc domnului președinte pentru invitație, a spus Gabriela Firea la Antena 3.